Muncim o viață pentru o casă. Asta este concluzia românilor care se chinuie pentru a beneficia de propriul domiciliu. În Drobeta Turnu Severin, o garsonieră ajunge să coste și 30.000 de euro, ceea ce semnifică un preț exagerat pentru un tânăr de-abia intrat pe piața muncii. Oare câți ani trebuie să muncească o persoană cu salariu minim în România pentru a-și cumpăra o garsonieră, un apartament sau o casă? Singura soluție, fără a vă îndatora la bancă, este să economisiți întreg salariul lunar pe parcursul mai multor ani. Durează chiar 20 ani de acum înainte. Cu salariul ăsta care le dă PNL-ul ăsta e foarte, foarte, foarte prost. Taie din ele, face din pensiile, face nu vrea să facă. Aici nu e Johani, știi că nu e președintele meu. Eu... Ce șanse au tinerii dacă nu pleacă pe afară? Păi dacă pleacă afară e bine pentru ei, dar așa să stea aici mor de foame unii. S-a învățat să stea pe mâna, pe capul părinților. Așa ce să... Dacă nu pleacă, nu face nimic. E că murim și nu putem să ne luăm. Nu pot să dau ani că... Nu poți să-ți mai iei nimic. Majoritatea românilor apelează la bănci atunci când vor să-și cumpere o locuință. Puțini sunt cei care câștigă atât de bine încât să-și permită să plătească o casă sau un apartament cu banii jos. Credeți că o familie de tineri căsătoriți cu salariul de 14 milioane și-ar permite un apartament? Să știți că își pot permite. Acum depinde și ce vrem. Având în vedere salariul, trebuie să te limitezi la ceva mai mic. Să știți că problemul prima casă, părerea mea este că a funcționat foarte, foarte bine în toți acești ani și prima casă chiar funcționează bine pentru genul acesta de oameni. Nu spun, pentru toată lumea este bine. Este o dobândă mică, te încadrezi, dar acum să nu vă gândiți că își pot cumpăra un apartament de 70-80 de mii de euro. Nu. În funcție de ce salariu, poate să mai vină cu un girant coplătitor, își poate cumpăra cineva care are un salariu minim și are o linie în ceea ce privește munca muncii de atâția ani, să știți că își poate cumpăra o locuință. Românii s-au obișnuit deja să-și facă credite la bănci atunci când vor să-și cumpere o locuință. Dacă ar vrea să facă acest lucru fără să fie dator la bănci, ar trebui să economisească ani buni.